Aceasta este Norvegia. Este o țară extraordinară care a fost adesea folosită pentru a exemplifica o economie social-capitalistă făcută într-un mod corect. Țara are un surplus comercial solid, una dintre cele mai lungi durate de viață, o forță de muncă extrem de dezvoltată cu una dintre cele mai mari proporții de absolvenți universitari, o rată de șomaj foarte scăzută și este recunoscută internațional ca un loc unde poți face afaceri foarte ușor. Ceea ce este și mai impresionant este că Norvegia a reușit asta fiind în același timp și una dintre cele mai egale economice țări din întreaga lume. După ce își achită taxele, o singură persoană din topul de jos de 20% al salariaților în Norvegia tot câștigă un sfert din ce ar câștiga o persoană din vârful topului de 20% al salariaților la nivel mondial. Veștile bune continuă să vină luând în considerare condițiile de muncă. Norvegia are o protecție a muncii extrem de bine pusă la punct. Asta însemnând că problemele sociale precum munca peste program sau nevoia cetățenilor de a avea un al doilea job pentru a se putea susține financiar sunt extrem de rare. Acest lucru este destul de bine în comparație cu media globală de 11% sau cea a Americii de 33%. Toate acestea contribuie la faptul că cetățenii Norvegiei sunt unii dintre cei mai fericiți oameni din lume, în ciuda faptului că țara lor arată așa timp de jumătate de an. Deci, care este secretul? Norvegia, după toate standardele, ar trebui să fie modelul pe care toți cetățenii ar trebui să-l reproducă în propriile țări. Așa că întrebarea este de ce alte țări nu au adoptat politici economice similare celor din Norvegia. Este această țară doar o anomalie sau acest succes ar putea fi și replicat de către alte țări? Păi, adevărul este că Norvegia nu a fost dintotdeauna așa prosperă. Aceasta este Norvegia în anul 1960. Avea o economie bazată pe pescuit cu un produs intern brut similar cu cel al unor țări subdezvoltate, cum ar fi Bangladesh sau Nigeria. În toată corectitudinea, populația Norvegiei a fost și încă este mult mai mică decât a țărilor menționate anterior, iar norvegianul de rând avea pe atunci o calitate a vieții asemănătoare cu cea a vecinilor europeni, Spania sau Grecia. În 1960, Norvegia era foarte departe de puterea economică care este în zilele noastre, însă acest lucru a început să se schimbe în luna mai a anului 1963, când guvernul norvegian și-a revendicat drepturile de suveranitate asupra resurselor din această zonă a Mării Nordice. Practic, guvernul le-a comunicat celorlalte țări că bucata asta de teritoriu este al lor și dacă se întâmplă să găsească petrol aici, rămâne al lor. Din fericire, Norvegia face parte din NATO, așa că nu a avut parte de tratamentul libertății pe care alte țări l-au primit când au încercat acest procedeu de naționalizare în anii 1960. 6 ani mai târziu, în 1969, o navă sub numele de Ocean Viking a descoperit petrol în Marea Nordului, iar industria petrolului din acea regiune a explodat deoarece cantitatea de petrol descoperită a fost una foarte mare și anume 1,6 milioane de barili pe zi. Asta înseamnă că Norvegia în 1970 a produs mai mult petrol pe cap de locuitor decât orice altă țară din lume, astăzi fiind întrecută doar de Kuwait, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Acum știu la ce te gândești, dar asta nu este doar o altă poveste despre o țară care s-a îmbogățit pe urma țițeiului, iar acum toți cetățenii trăiesc precum niște vedete de la Hollywood, ci ba din contră. În loc să irosească averea obținută de pe urma petrolului, guvernul norvegian a fost foarte precaut cu veniturile de pe urma acestor resurse finite. Explozia subită de țiței a avut ca și urmare creșterea produsului intern brut al Norvegiei de 5 ori în anii 1970, ridicându-se de la 12 miliarde tocmai la 65 de miliarde de dolari doar în această perioadă. Această proaspătă avere nu a fost însă generată de companii private precum Shell, Exxon sau BP, ci mai degrabă direct de către guvern printr-o companie publică numită Statoil. Asta a însemnat că profitul de pe urma petrolului și a gazelor naturale nu se ducea în buzunarele investitorilor privați, ci direct în mâinile capabile ale guvernului norvegian. Datorită acestor venituri, guvernul s-a îmbogățit extrem de mult, acest lucru însemnând că dacă doreau să investească în a construi orașe de lux, în infrastructură și în același timp să reducă taxele precum au făcut și alte țări aflate într-o poziție similară, această metodă ar fi fost foarte populară printre cetățeni, deoarece pe termen
scurt ar fi însemnat impozite mai mici și surplus adus traiului de zi cu zi, dar guvernul nu a ales această cale, iar în ziua de azi, veniturile și taxa de afaceri sunt printre cele mai mari din lume. Din fericire pentru Norvegia, guvernul a prevăzut faptul că petrolul nu va fi pentru totdeauna și că oamenii nu ar fi mulțumiți dacă s-ar întoarce înapoi la pescuit până la sfârșitul generației lor. Așa că el a investit bani într-o pușculiță, o pușculiță enormă supranumită Fondul Suveran, în urma sa plasându-se chiar Corporația de Investiții de Stat a Chinei, fapt care este remarcabil având în vedere populația Chinei, care este de 270 de ori mai mare decât cea a Norvegiei. Acesta este un fond care aparține cetățenilor. Raționamentul din spatele acestui fond îl reprezintă faptul că resursele naturale au apărut inițial oamenilor din Norvegia, așa că ei sunt cei care ar trebui să primească veniturile generate de pe urma vânzării resurselor. Iar făcând calculele, fiecare bărbat, femeie și copil care este cetățean al Norvegiei are în teorie în jur de 200.000 de dolari investiți, ceea ce este în esență un fond speculativ uriaș. Din păcate, acești bani nu sunt accesibili oamenilor în a-i cheltui cum doresc. Guvernul norvegian, neavând nici el acces la ei, deoarece doar profitul generat de către aceste investiții este folosit pentru a finanța lucruri precum educația, care explică forța de muncă calificată, un sistem de ajutor social solid, infrastructură publică și, bineînțeles, reinvestiții în fond. În 2017, de exemplu, fondul a generat o sumă incredibilă de 131 de miliarde de dolari din investiții. Acest fond are în posesia sa un portofoliu diversificat de stocuri, obligațiuni, bani cash, dar în ceea ce investește nu e nici măcar pe aproape la fel de interesant ca și lucrurile în care nu investește. Guvernul Norvegiei a creat un consiliu etic care supervizează deciziile de investire a tuturor fondurilor și a exclus investițiile în domenii ca și fabricarea armelor, campanii de tutun, campanii care au cauzat daune severe mediului înconjurător sau campanii care au încălcat drepturile angajatului și codul muncii. În plus, într-un efort de a-și diversifica aria de unde își primesc banii, fondul a interzis de asemenea investițiile în campaniile care produc energie pe bază de fosile. Acum, în ciuda puterii politice masive a Norvegiei de a influența companii din străinătate, randamentul fondului este independent față de economia țării. Înființarea acestui fond a fost o idee foarte bună din partea guvernului Norvegiei și, practic, face din Norvegia echivalentul tipului care tocmai a câștigat la loterie și care își menține slujba de zi cu zi, investind în același timp în stocuri. Poate că nu este așa de tare și poate nu primește așa de multă atenție, precum cheltuieli fastoase pe lucruri care să-ți ia ochii, dar înseamnă totuși că viitorul lor va fi asigurat pentru multe, multe generații. Ca să termin ideea, ar fi corect să ne uităm și peste problemele economice prezente în Norvegia. În primul rând, încă își menține un cost al traiului incredibil de mare în comparație cu salariile. Un cetățean norvegian aduce în casă în jur de 3200 de dolari, sumă mult mai mare decât a unui american care câștigă aproximativ 2700 de dolari pe lună, dar totuși nu este de ajuns pentru că Norvegia este un loc foarte scump. Un meniu de două persoane fără băuturi răcoritoare dintr-un restaurant de clasă mijlocie din America te va costa în jur de 50 de dolari, iar în Norvegia pentru aceleași servicii vei plăti în jur de 92 de dolari. În America, lunar, o factură de utilități pentru electricitate, gaze, apă și gunoi costă în jur de 130 de dolari, în timp ce în Norvegia este de aproximativ 180 de dolari. O mașină de familie nouă, precum un Volkswagen Golf model de bază, poate fi cu ușurință achiziționat nou în jurul unei valori de 20.000 de dolari, pe când în Norvegia aceeași mașină te-ar costa 36.000 de dolari. Toate acestea fiind spuse, aproape toți cetățenii Norvegiei pot cădea de comun acord că sunt fericiți să suporte taxele uriașe, costul enorm al traiului și al lucrurilor de zi cu zi, deoarece în schimb ei nu trebuie să se îngrijoreze din cauza unor dificultăți economice serioase. Nimeni în Norvegia nu va da faliment din cauza unei probleme medicale, nimeni nu trebuie să se îndatoreze până peste cap pentru a primi o educație și nimeni nu trebuie să se teamă că va rămâne pe străzi dacă își pierde locul de muncă. Deci, chiar are Norvegia economia perfectă? Ar trebui să fie ea afișul pe care îl pune fiecare trezorier deasupra patului, ca să se uite noaptea la el? Ei bine, nu prea. Ei au procedat foarte bine cu șansele pe care le-au avut, însă au fost
destul de norocoși, iar să te aștepți ca alte țări să ajungă la nivelul Norvegiei este ridicol. Cu toate acestea fiind spuse, dacă te afli în poziția de conducere a unei țări care tocmai a câștigat la loteria petrolului sau care are parte de un boom economic, Norvegia ar trebui să fie neapărat modelul după care să lucrezi. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!